Avem imagini de la Mioveni, acolo unde se dispută restanța din etapa a 7-a Ligii Secunde, meciul dintre CSEA Steaua și Unirea Constanța. Îl vedem pe Sima, centrare, ce greșeală face portarul Unirii. 1-0 pentru CSEA Steaua după o fază care nu anunța mare lucru, reușește să profite de greșeala lui Udrea Ciunciucov. A doua etapă la rând în care bulgarul marchează. O minge deloc dificilă pentru Udrea, care o scapă pur și simplu în fața lui Ciunciucov. Da, o fază din nou în care defensiva celor de la Unirea Constanța este depășită ușor, marchează și Adi Popa, minge pierdută ușor la mijlocul terenului, pasă foarte bună pentru Adi Popa, care îl driblează pe Udrea și trimite în poartă. Da, era de așteptat ca Unirea Constanța să fie un sparring partner astăzi pentru CSEA Steaua, chiar dacă începutul de meci nu a arătat așa. Superb acest gol reușit de Kipirliu. Foarte puțin s-a văzut în prima repriză, a jucat lipit de banda din stânga. Au fost puține mingi utile pentru el, aici acțiunea pe cont propriu și finalizează cu un șut superb la colțul lung. Eroul Stelei din etapa trecută cu cele două goluri marcate în poarta Timișoarei, drept a ratat și un penalti atunci. Iată-l din nou pe Kipirliu marcând al 6-lea gol în acest sezon. Adi Popa până la Drăghici. Drăghici. Popa pentru golul de 4-0. Gol și asist Adi Popa, dublă Kipirliu într-un interval de doar 3 minute. Da, vedem, s-a oprit pur și simplu jucătorii de Unirea Constanța, nu l-au atacat pe Adi Popa, a avut timp să centreze, se înalță Kipirliu. Adversarul nu a sărit. Kipirliu, Adi Popa, centrare, reluare, Ciunciucov, faza continuă, încă o paradă a lui Mihai Udrea, în fața lui Kipirliu, dar se aude fluierul lui Amurăriței. Da, offside aici, la Ciunciucov. Avem același rezultat ca în meciul direct din sezonul trecut, pentru că marchează și Ștefan Bodișteanu, 5-0 pentru CSEA Steaua.